Păi sunt în direct, zice că. Deja, uite. Da. Da, nu. Cum nu? Știi cum, dacă sunt deja doi oameni, sunt în direct, spune. Da, sunteți pe la mic? Sau pe... Pe pagina oficială, normal. Aici. Păi nu pe atelier, Magda, pe deci pagina oficială. Deci nu pe atelier, m-am uitat și dincolo. Păi ia mai uite-te. Uite. Păi și de ce nu ți apare? Păi nu mi-apare. Păi și acolo sunt oameni, uite, asta am 15 oameni. Bună seara. Uite, vezi, asta face Facebook. Nu îți dă voie. Este direct acum. Deci abia acum. După o săptămână. Da, e bine, nu? Păi pagina cât e? Până aici? Așa întoarceți, da, invers, te ține telefonul. E mai jos da. Puțin, da... Cam taie. Cam taie, nu? Da. La distanța asta nu cred că merge. Te vrea mai spate puțin? Mai spate? Da. Ei, sunt în casă. Atât. Nu mă duc mai acolo. Dar nu mai am unde să mă mai duc, Marga, unde să mă mai duc. Atât pot face, mai mult. Păi, s-a aproape de capăt, lasă că e bine. Bun. Bună seara. Vom picta astăzi seară. Vom face ceva să fie cumva. Deci facem așa. Facem așa, facem un portret. Începem de la zero. De la pânza curată, 30 pe 40 pânza, 380 de grame de la mustaș, pictăm cu vopseluri mustaș, de la, era să zic, musine, de la Omniton, deci vom folosi culori Omniton de la mustaș.ro, magazin online, magazin de vopseluri profesionale pentru pictori. Și nu numai pentru pictor, pentru cei care vor să picteze. Vom picta în ulei. Aici avem și paleta cu culori. Da? Se poate vedea destul de bine și ori aici. Da? O să fac amestecul să fie vizibil. Întoarceți telefonul invers, pe orizontal să fie, da? Nu mai țineți vertical, țineți telefonul orizontal, intrați în setări și schimbați setările din meniul din bara de sus la telefon să ai posibilitatea de a se întoarce și el. Da? Întoarceți telefonul invers. Și faceți setările din telefon să se întoarcă invers, da? Pe orizontal. Pentru a putea să se vadă și partea cu paleta. Și așa puteți și pe televizor să-l vedeți mult mai bine pe tot ecranul. Deci ne vom prezenta mai bine așa, pe orizontal decât pe vertical. Vom face un portret pe o pânză de 380 de grame de la mustaș, 30 pe 40 pânzuța. E o pânză foarte bună, de calitate. Okay. Aici avem și acele pene de întins. Știți bine cum se folosesc aceste pene. Da? Bine, am mai arătat și în alte ediții, o să vă mai arăt și acum. Tu știi, Irina, cum se folosesc? Știi, da? Care e rolul lor? Știi. Să se întindă pânza, dar după ce se pictează, nu înainte. Deci, aceste pene se pun la întinsul pânzei, dar după ce se pictează tabloul, nu acum. Nu se pun aliniate așa, pare că se pun așa, dar nu se pun așa. Cel mai bine ar fi să le puneți așa, pentru că le puteți și bate mai ușor cu ciocanul, da? Le puneți aici și le bateți cu ciocanul, da? Una așa. Și ca întrebare, tot timpul trebuie puse astea la... Ba, dacă e cazul, dacă e cazul. E bine să fie ele puse în cazul în care se va mai lăsa uleiul din vopseluri, moaie cumva tratamentul în timp, așa se socotă. Deci așa eu le pun, nu le pun invers, le pun așa. Așa îmi place mie și se întinde mult mai bine și le bați mai ușor cu ciocanul. Asta e așa, pentru cei care vor să știe și cum se poate întinde o pânză. Asistenta mea este Magda, în seara asta. Vă salută și Magda. Asist cu interes. Deci, dacă a spus Magda asta, mergem pe urmă, Magda. Bun, ca să începem să pictăm un portret, avem nevoie de, mai întâi și întâi, avem nevoie de puțin talent. Avem niște pensule tot de la mustaș,
E pensulă teșită cu vârf scurt, sintetic. Acum uite ce s-a întâmplat. În momentul când le ții în apă, se poate întâmpla un lucru cel mai frumos. Da. Se exfoliază. Da, e, se exfoliază, e popseaua de la așa, dacă le ții în apă, că e normal de lemn uscat. Bun. Eu folosesc pensule teșite tocmai pentru că pot să modelez cu ele în stânga și în dreapta și vârful folosesc. Da, ăsta e avantajul pensule teșite. Cu pensula dreaptă se pot obține alte efecte, liniuțe, și cu asta aș putea să obțin linii la fel, dar într-adevăr cu una dreaptă se pot obține niște linii mult mai sigure, vârful unghiei merge aici ca să merg să am și un echilibru la braț, da? Mă rog. Bun, ulei de in, avem ulei de in fiert, este tot de la mustache.ro, magazinul online de vopseluri profesionale pentru pictori. Prețul este atât de bun încât nu o să găsiți mai ieftin decât la ei. La ei sunt cele mai ieftine produse și garantez pentru lucrul ăsta. Ce am nevoie? Am nevoie aici de o paletă cu câteva culori, am pus aici niște culori, le aveți la îndemână. Mai avem nevoie și de niște ulei de in, eu mi l-am pus într-un recipient mai, așa, mai rudimental, un capac de la un spray, ceva, nu știu la ce a fost ăsta, nu mai contează. Emulsăm puțin pensula, da? O emulsăm pentru a nu intra la rădăcină decât în prima fază ulei și nu vopsea, pentru că uleiul se curăță mai bine de la rădăcină decât vopseaua. Și în cazul ăsta și pensula se aranjează mult mai bine. Eu în timp și în procesul de pictare mai fac din când în când și cu degetele așa, chiar dacă am vopsea pe ea, să se aranjeze mai repede, mai bine și să fie mai dreaptă pensula. Pentru faza la care eu aș putea să vă arăt ceva, ar fi nevoie de o altă pensulă mai lată. Am aici, mulțumesc. Am, da. Uite, asta. Mai sunt și murdare, chiar, da. Luăm tot așa. O emulsăm bine pe pensulă, da. Emulsarea se face sub genul ăsta, așa. Sub plusul mai șterge. Da? Și o avem bună. Voi folosi puțin ocru, roșu, poate și un brax, ceva din când în când. Va fi o culoare pe care voi face un fel de zeam, așa, nu ați mai văzut până acum la mine lucrurile astea. E o tehnică de eboșare mai complexă, să spunem așa, pentru unii. Pentru alții o să meargă cumva în mănușă, pentru alții o să fie mai complicat. Bun, o să fie vorba de un portret de fată, nu o să fie un moș, nu vă speriați. O să mai facem și altceva, glumeam, nu e un moș, e o babă. Deci eu am area vizuală până aici pentru dumneavoastră, am văzut-o. Iar sus este de undeva cam până pe aici, da? E area vizuală, e ok. Deci o să ne încadrăm cu portretul pe latura asta, pe partea asta de aici. Paginația o cunoașteți foarte bine fiecare, știți foarte bine ce înseamnă paginația unei compoziții, da? Nu e o compoziție, este un portret, dar paginația o știți, da? Cu pagina ne orientăm să avem un echilibru al obiectivului nostru pe o pânză. În cazul nostru, suportul este o pânză. Suportul poate fi și lemn, și placaj, și perete, și orice suportul, da? În cazul meu, suportul este o pânză. Și să începem portretul. Portretul se începe, uite așa, o să trebuiască în primă fază, în prima fază o să trebuiască să acoperim pânza asta albă cu o culoare. Dar ca să nu acoperim pur și simplu cu culoare așa, voi începe o culoare mai zemoasă, da? Și asta înseamnă să încep în același timp și portretul, da? Și o să mă aleg eu așa frumos. Am spus că voi face o fată, da? Și asta este axa pe care cu toții cred că o face și nu o face nimeni. Sau foarte puțin o fac, în funcție de faptul cum este axa, mai încurbat așa, sau ridicat așa, sau dreaptă, va fi poziția capului, da? Să ne înțelegem clar. Capul lăsat pe spate, capul înclinat spre față, da? Toate astea sunt niște raporturi de orientare. Ok, în cazul meu vor veni cumva, vedeți? În cazul meu vor veni cumva puțin orientate cu capul puțin cam drept. Îl văd eu de jos în sus, cumva să spunem. Asta înseamnă că vor veni cumva, liniile axei vor veni,
vor veni cumva ceva de genul ăsta, așa, ca să văd scobitura nasului, da? Bun, mă gândesc că o moare hodorogită. Așa, acum o să începem cumva să și umplem în același timp culoare. Ei, ca să nu fie pânza umplută doar pur și simplu cu pânza, așa, cu ulei, așa, pur și simplu am să încep să și fac cât de cât ceva, pe unde ar trebui să și vină culorile, da? Ei, și aici o să vină nasul, aici vor veni ochii, aici e fruntea, da? Păi, toate lucrurile astea vor fi constructive pentru că vom construi toată treaba asta în timp ce pictăm, în funcție de cum punem culorile, va rezulta și cumva portretul final. Aici va veni și păr, vom face și ceva păr, sperăm să nu fie cheală. Mai vreau să fie și cheală, asta e. O să fie frumoasa cheală. Aici vine gura, buzele superioare, buzele inferioare, da? De acolo buza inferioare, cea de jos, superioare, cea de sus. Nivelul între nas și buze este un raport pe care o să-l dau acum imediat. Să pun puțin alb, ca să mă detașez de culorile de închise. Da? Și o să fie undeva pe aici nasul, da? Ok, acum să facem și culoarea cealaltă. Aici o să vină puțină umbră, să fie cumva și un con de umbră, da? Lumină și umbră. Hai să facem puțin mai închisă zona unde vine părul, ca să se înțeleagă că pe aici ar trebui să treacă și părul. Începeți cu culoarea neutră? Nu, nu e o regulă. În pictură nu există regulă tot timpul. Asta pentru că tu nu știi, Irina. Întreb, clar. Nu folosesc negru prin apropiere, nici n-ar trebui folosit negru direct. Mi-am urdărit pentru că am crezut că e umbră axă și era de fapt negru. Mă feresc cumva de acel negru. Am să iau o pensulă mai mică, pe care o aveam deja la îndemână. Și o să încerc cumva, o să pun puțin mai mult ulei decât de obicei, decât mă fac eu de obicei, da? Tocmai să îmi asigur un suport cumva mai apos, mai uleos, mai fluid, să-i spunem așa, da? Pe care să-l pot prelucra. În momentul ăsta o să încep și prelucrarea, adică tot timpul voi construi, îmi imaginez că portretul este ceva, mai degrabă o construcție lucrată din lut, modelez cu lut acum și nu îmi imaginez că pictez. A, pe aici vine sprincenele, vin sprincenele, da? Acolo vin ochii. Pometul, da? Am spus că buzele vin acolo, nasul este undeva pe aici. Dacă umblați la imaginarul fiecare, o să începe să-l vedeți deja pe portret, chiar dacă s-au pus numai câteva pensule, o să începe să-l vedeți deja. Ok, acum să mai pun încă o dată umbră. Umbră care se amestecă mai tot timpul cu negru, că e aproape de negru. Umbra nu se pune alături de negru, dar am zis că când am pus culoarea, am zis că ăsta e un negru de al meu și mai pun un negru de al meu și de fapt era umbra. Și au ieșit una lângă altă. Eu pun umbra despărțită de negru, nu o pun în apropiere de negru pe umbră. Tocmai să nu le confund. Și culorile închise le pun, cum ar fi albastru închis, de exemplu, nu îl pun iar lângă negru, că ar putea fi ușor păcălit ochiul și ar crede că... Da. Bun. Și acum tot construim, dacă poți să fiți atenți, pentru câteva mișcări foarte simple. Bă, naiba simple, sunt foarte complicate. Eu zic la mișto că simple ca să mă dau eu rotund. E complicat. Nu vă apucați de pictat. Riscăm. Riscați, dacă vreți, dar nu, eu nu vă dau un spate. Riscăm. Și acum tot pune pentru a eboșa, da? Pe mine a început să mă deranjeze umărul, sunt prea mult cu brațul întins, ore și ore și ore. În poziția aia e aproape imposibil. Da, știu, da. Mai țin brațul pe ceva, că aminte...
Hi. Deloc. Din momentul în care știi să pictezi. Dar până știi să desenezi, până știi să pictezi, înseamnă că e important. Faci pe Andrei cumva, când te-ai constant.
Cum? Adică și desenezi și pictezi în același timp. Da. Exact.
Deci luăm pensulă mai micuță. Merge asta? Ia să vedem. Da, pentru ochi? Da, una așa, nu chiar super mică. Cu punta scuțit sau? Nu, neapărat, așa. Nu e. Nu e neapărat cu punta scuțit, nu. După care o să trecem și pe partea de față. Mulțumesc. Ce ceea ce mă enervează pentru asta? Este tot timpul cu mine. Păi da, asta a fost ținută... Asta e cea mai bună, asta e profesională asta. Eu pensul super mișto, dar numai că a fost ținută cu... S-a pus-o cineva în borcan invers, cu părul în jos. E, nu mai gata, e bine așa. Da. Ne adaptăm din mers. Aici e o problemă pe care eu nu pot înțelege nici cum. Pe faza asta, da, mă rog. Toată lumea le ia, le pune, le umblă, dar nimeni nu mai pune. La ochi, mă rog. Da, bineînțeles, sigur, ok. Nu, trimestria. Nu, sincer. Păi sincer, când te bag atâta, îți dai seama. Cum, Doamne, iartă-mă să nu fie zilnic. Eu am încercat mai mult de azi pe mâine. Păi le strici, da. Sau le arunci. Multe v-am pus de a cumpăra altele. Trebuie să usucă o fibră, adică pigmentul gros și nu se mai poate. Cam așa ceva, da. E problemă de uscare, după aia nu mai... Bun. Pupilele le mărim, le facem acum, o să începem să mai și vorbim. Da. Hai să vedem puțin... să-i creăm puțină viață, dacă putem spune așa. E bine, eu mi-aș dori să fac ochii mai copilăroasă, dar eu știu ce o să iasă. Se vede. E altceva când pictezi în atelier singur și altceva când cânti sub privirea altora. Am să zic. Uite, vezi aici, trebuie să ridicăm puțin ochiul ăsta, sfinceana asta, deci o să o ridic eu acum puțin.
Nu-mi place. Pensula aia nu-i bună, bani. Nu mai las, stai că mi-e camera aici, dacă nu, sunt o grămadă, dar cum iau cu pe piața? Magda, stai aici, gata, gata, am găsit. Stai cu mitica, uite, sunt o grămadă, dar chestia e că ăla are vârful răsucit și când are vârful răsucit e chinic. O denumire Sinfonia Uleiurilor, când au avut cu astea, de la Dotera, știi? Uleiurile de la Dotera. Mamă, ce-ți faci, frate? Îi fac de lea o sinfonie. A ce sinfonie? A uleiurilor. Doamne. Și cum e aia? Păi zice, uite, punem uleiul ăsta și cu uleiul ăla și cu ăla și cu ăla și ce faci? Păi ăsta te tratează de nu știu ce, ăla, nu știu ce, ăla, uleiul. Chimia mi se pare mult mai aproape de... Eu mai mult cred în ceaiuri decât în...
uleiurile. Am învățat răbdarea, arta sau o viață? Cred că mai știi cum e cu asta? Există o definiție și aici. Una pe alta, cred că iară. Dar de ce întrebi? Că trebuie să ai o răbdare constantă. Aplici, tragi înapoi, aplici, schimbi. Acum tu că vezi lucrurile astea de acolo. Da, și multă lume nu-și dă seama de asta. Păi nu-și dă seama, exact. E un joc constant. E un joc constant, așa este. Cum se aranjează. Exact. Nu este la fel și la pictura de statină? Nu, acolo trebuie să păstrezi canoanele. E 1, 2, 3, te întorci înapoi, mai stai, te mai uiți, mai poți repeta 1, 2, 3, după care 3, 4, 5 și tot așa. E o chestie... Nu e așa de interactiv cumva. Nu e, că la un moment dat nu mai e... Eu nu doi să fac portretul ăla 100% de la început, nu mi l-am dorit. Probabil că dacă mi-l doream, cred că puteam să-l fac. Exact cum e acolo, cred că puteam, dar... Dar sunt că nu e o comandă, nu mă chinui să-l fac acolo, că nu are niciun rost.
Nu-i bine la nas. L-am coborât jos. Da, e pe jos. L-am coborât jos, nu mi-am dat seama ce fac. N-a stricat. Dar era bine prima dată. Din urmă. Ai, totul este se corectează. Nu e nimic. Da, e așa. O chestie că trebuie să... Ce l-am stricat aici acum? L-am stricat de la gură, de la nas, ciu-ciu-ciu, imediat, ai văzut? Chichi, nu știu cum. Cine nu știe? Nu știu cum trebuie să arată. Știm noi, care vorba aia îl facem aici să fie. De ce că am ceva în cap cu un personaj care îl pictez pe ăsta, eu mă uit acolo, dar văd altceva în cap, nu știu de ce, ceva m-a... Era pe aici, pe sus, Magda, nu? Păi... Ei, nu vreau să se semene cu ea. Nu. Nu ce te vreau să... Nu-și prinde caracterul ei. Da. E cam pe aici? N-a spus, zic, e... Mai interesant, mai rău. Aia este în defensivă. Măi, voi spuneți așa mai ca să pictez eu acum, să nu greșesc. Ai, nu. Mai bine spuneți că nu vă place. Pleci? Da. Bine, pa, pa. Păi da, o să fie pe pagină. Pa. Păi te mai așteptăm, Irina. Bravo. Ah, acum știu cu cine seamănă, cu nepoată de-a mea. Da? Da, i-am stă gândul. Bun, o să începem și o să facem sfumatura puțin. Ei, ce poți să faci într-o oră? Atât cât să se vergine. Da, să schițezi mai mult. Unii, asta este. Ei. N-am terminat aici, măcar partea aia trebuie să... Ia să facem partea asta. Ai, ce negru e ăsta! Am pictat atât timp cu ălaltul, știam puterea lui, iar fiara asta e mai fiară decât fiarele care le aveam eu.
Adică e un leu din ăla așa mai turbat ăsta, în comparație cu leul pe care l-avea nu în buzunar. Deci ăsta mai puțin dacă ating, gata, s-a schimbat. E bine să nu schimbăm culorile astea cu altele și tot așa. Uite, vezi, deja nu e bine. Negul ăla e prea puternic și îmi deformează mult totul. Adică, într-un cuvânt, ce vreau să spun? Aici știu, prin apăsarea asta, știu că e o cantitate care poate fi diluată. Acum cu negul ăsta, cantitatea care o iau așa, nu mai poate fi diluată aici. Încerc puțin să fac o linie și de fapt linia aia se duce până sus și schimbă toată fizionomia portretistică. Eu pot coborî în jos acum, pot face toate lucrurile, dar mai că îmi ia mult din risipește mie timpul. Da, pentru portret este indicat, este cam intens. E cam prea intens. Asta e acum. Facem cu ăsta, terminăm cu ăsta și nu mai lucrăm la portret cu astfel de ulei, de negru. Nu am baza că s-a uscat deja aici. Thank you.
Asta de aici, nu? Nu. Pe... Aici? În partea cealaltă a nasului. Definirea nării aici. Ascunse. Aici. Nu? Aici. Toate astea. A, aia nici nu o bagi în seamă. Păi data nici o bagi în seamă. Aia nu te-ai băgat în seamă, Magda. Aia o lăsăm așa. Cum rezultă și o să-i rezulte. Aia nici nu te-ai băgat în seamă. Eu bag în seamă nasul el propriu-zis, acum nu e vorba de... Aia sunt... cu negru ăla. Da, a stricat... Mi-a stricat de tău, mi-a stricat felșuiul. M-a scos din râd. Am făcut de prea multe retușuri când știam că trebuie să merg
Într-un fel. Cu televizorul ce s-a întâmplat? S-a lucrat, ala tot? Nu, da, nu știu. Păi și de ce nu vrea? Ce fină-i pânza asta, vezi? Da, și n-a avut tratament suplimentar. N-a avut nimic, a mers cu ea. Superb.
să aia de negul ăsta îi zăpăcea cu curată, mă. Deci când mă apropii și eu de... dintr-o dată pun mâna pe el și gata. Atelier este negru. Gata. E simplu. Thank you.
sesizea cineva că pupila stângă este prea mare. Da, care e stânga? Asta sau ce? Nu, din stânga pânzei. Aici? Mm, mai mare decât cea. E o iluzie tot timpul. Da. Cea din stânga, încolo de umbră, tot timpul va părea mai mare. E o iluzie... Mai că nu pare mai mare. Păi nu pare. Nu știu de ce este în telefon. În telefon pare... Mai mare în telefon, nu? Da, pare.
știi că eu simt tensiunea ta? Tensiunea mea? Da, când te stresezi că parcă eu cumva să greșesc. Asta? Da. Vezi? Lucru care dacă nu le încerci, nu știi că poți să le faci. Ideea este să le menții. Prea alb. Ai auzit-o? Nu. A zis prea alb, dar a zis mai încet. Nu contează. Las că am luat eu, că doar trebuie să iau și eu.
mirarea aia este dinamică, îmi place. Thank you.
seamă cu fata asta de astăzi. Puțin așa. Ei, da, apare puțin pupila mare datorită umbrei este de aici. Vezi?